Îngrijim bătrâni. Asta este. De ce ați plecat de aici? Pentru că nu m-am descurcat. Asta este. N-avem ce face. Ca să ne ajutăm copiii, ne sacrificăm noi părinții. Cum este dorul de copii? Cât timp stați departe de ei? Destul de mult. Cât timp? Cel mai mult cât a stat? Cel mai mult 3 luni. Și cum a fost? Greu. Cel mai mult asta este. Când știi că trebuie să vii acasă și când vii acasă, deci este timp foarte scurt, mergem înapoi. Și este destul de greu. O timișoreancă a trebuit să plece în străinătate unde lucrează ca îngrijitoare de bătrâni. A ales această cale întrucât vrea să își ajute copiii. Cu salariul din țară nici nu ar putea să trăiască. Copiii ei câștigă la fel de puțin. Deci când am ajuns acolo, deci a fost destul de greu pentru că, în primul rând, sunt foarte multe fete pe care nu ne acceptă, mai ales dacă nu vorbești limba germană. Dacă ai un pic de experiență, atunci o duci mai bine. Eu mulțumesc lui Dumnezeu, deci vorbesc limba germană și este mai bine. Restul mai greu. Dar chinul, dorul de casă, cum îl trăiește, iată, o femeie care merge în străinătate să aibă grijă de bătrânii altora, pentru că aici în țară nu se poate descurca. Nu, deci nu se poate descurca. Deci eu văd la copiii mei, muncesc și n-au nimic. Deci, numai asta să spui, deci, ca să te sacrifici pentru copii, ca să le meargă lor bine. Deci, pentru noi deja e tot una, deci avem o vârstă, dar pentru copii... Deci, sunteți măcar... încă sprijinul lor, întrucât ei aici nu se pot descurca. Da. Așteaptă să veniți dumneavoastră din Germania cu ceva bănuți. Asta e tot. N-avem ce face. Lacrimile îi curg fără oprire când trebuie să se despartă de familie. Doar la gândul că urmează din nou să treacă granița, femeii își joacă lacrimile în ochi. De ce vă vine să plângeți? Păi pentru că mai un pic și plec din nou. Deci este timpul prea scurt acasă și... Vă este groază de momentul în care o să vă despartă? Nu, deci nu pot să spun că groază, pentru că copiii cât de cât sunt destul de mari. Dar... este greu. Dar lacrimile din ochii dumneavoastră de ce sunt acum? Astea sunt. De ce? Pentru că știu că trebuie să plec, vin și sărbătorile pascale. Câte sărbători ați simțit de lângă familie? Nici nu mi-aduc aminte. Și cum au fost astea? Foarte grele. Deci sunt foarte grele pentru că deci nu ai pe nimeni. Deci nu ai pe nimeni lângă tine. Copiii sunt acasă. Deci foarte, foarte greu. Ca ea sunt mii de românce care își văd familia doar în concedii. Pe lângă dorul de familie, acestea spun că deseori sunt umilite, iar singurătatea este cea care le dărâmă.